adresez câteva cuvinte în calitatea mea de puștoaică a grupului. Eu nu știu, nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu, nu e regizat. Ștefana, așa. În primul rând, îți mulțumesc din suflet. Te știu de 2 ani. De tot atâția ani am vrut să vin la grupul tău și n-am apucat. Probabil nu venise vreme. Acum vin. Erai prea tânăr. Erai prea tânăr. Nu mă copsese. Îți mulțumesc din suflet. Ne-ai făcut viața frumoasă. Timp de 3 luni de zile am avut emoții și trăiri pe care nu le-am avut în 60 de ani niciodată. Și eu! Acum am să vă dau un cuvânt, ca să spun așa, modest, de învățătură și pentru tine și pentru cei mai puțin tineri. Aș vrea să fiu un exemplu pentru fiecare dintre dumneavoastră și să vă sfătuiesc sincer, din toată ființa mea, să nu amânați a vă realiza visele, să nu amânați să faceți lucruri care vă bucură sufletul. Doar cu atâta plecați când veți pleca. Cu faptele voastre, bune sau mai puțin bune, și cu emoțiile pe care le veți trăi atunci când vă veți realiza visele. Mă dau exemplu în toate situațiile posibile. Așa cum mă vedeți puștoaică, am avut obrăznicia să am 3 conturi de Facebook. Am avut obrăznicia să fac și un grup. Nu m-am oprit cu atât. Am făcut și vreo 4 pagini. Și nu m-am oprit nici acolo. Am făcut și nici acum nu se oprește. Mă stai aici, am luat loc. E ceva suspect aici. Nu știu ce se întâmplă. Sunt terapeut infoenergetician de 20 de ani. Și mă pun la dispoziția omului indiferent ce anume aș face în momentul respectiv. Pentru mine, omul este cheia vieții. Mă apuc și scriu. Am scris deja o carte de terapeut, primul volum. Urmează să lansez al doilea volum. Un prieten m-a întrebat, Neluța, ai scris o carte interesantă. De ce nu faci și poezie? Și eu m-am uitat la el așa. E cartea de la tine? Eu? Poezie? Dar n-am scris niciodată. N-are nimic, încearcă. Și de anul trecut, din septembrie, scriu și poezie. Am fost obraznică și pentru că undeva pe la 13 ani am fost premiată la desen pe țară și am rămas cu buba în suflet că nu mi-am realizat visul din cauza tatălui meu care nu admitea nici să cânt, nici să scriu, nici să fac sport și nici să pictez. Spunea că numai fetele neserioase fac aceste lucruri. Și timp de 40 de ani am copt-o așa în sufletul meu. Iar acum 2 ani am spus, dacă acum nu fac, nu s-o mai fac niciodată. Iar anul trecut am avut bucuria să am 2 expoziții. Și dacă voi fi sănătoasă și Dumnezeu va îngădui, anul acesta voi face cea de-a 3-a expoziție. De ce vă spun toate astea? Nu ca să vă impresionez, nu ca să mă laud. Ba dimpotrivă, să vedeți că și o băbuță ca mine poate să facă lucruri. Pentru că atunci când eram copil, nu mi s-au spus povești, nu mi-a citit nimeni. Tatăl meu, din păcate, consuma băuturi alcoolice, iar mama săraca era sub teroarea lui. Mi-am dorit din suflet copiii să aibă o bunicuță care le spune povești. Și atunci am lansat un site care se numește Neluța, bunicuța, spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Aplauze pentru ea! Și revin la sfatul dat la început. Dragii mei, tineri sau bătrâni, nu contează. Viața voastră poate să înceapă la orice vârstă. Vă iubesc și vă mulțumesc!